început ar trebui să definim discul. Discul este o structură dintre vertebre care are un loc de shock absorber, cum spun englezii, și anume un tampon. El creează și flexibilitate la nivelul coloanei, dar absorbe și șocurile care se transmit de-a lungul coloanei vertebrale. Discul acesta are două componente, și anume la exterior are un inel fibros, care este mai consistent, iar la interior are un nucleu pulpos. Hernia de disc apare atunci când se produce o fisură la nivelul inelului fibros și conținutul despre care vă ziceam, nucleul pulpos, părăsește cavitatea respectivă, asta înseamnă hernie, a părăsit-o, și apasă pe una dintre rădăcinile nervoase. Apăsând pe o rădăcină nervoasă, el devine simptomatic. Și atunci pacientul începe să resimtă durere, slăbiciune, amorțeli, furnicături. Aceste hernii sunt destul de des întâlnite la nivelul coloanei vertebrale, în special la nivelul coloanei cervicale și lombare, pentru că sunt cele mai flexibile. Și se vor traduce în mod curent prin durere la nivelul coloanei cervicale sau lombare, iradiată pe o mână sau un picior, în funcție de ce nivel este hernia. Vârsta este reprezintă un factor de risc, deoarece odată cu înaintarea în vârstă, nucleul acesta pulpos, conținând multă apă, pe românește, se deshidratează, se uzează și atunci își pierde din proprietăți și apare această hernie. Pe lângă vârstă, traumatismele la nivelul coloanei vertebrale, trebuie să avem în vedere că traumatismele astea, pe lângă trauma clasică pe care o cunoaștem, și anume o cădere de la un anumit nivel sau, știu eu, un accident rutier, traumatismele se mai traduc și prin mișcări bruște pe care le facem, și în special tinerii, când ridică anumite obiecte foarte voluminoase, prin mișcări de răsucire, da? Și îndoire, când ei nu ridică corect un obiect greu de jos. Ridicarea unui obiect greu de jos se face prin flexia genunchilor. Și atunci poate apare o traumă la nivelul discului respectiv și apare hernia despre care am povestit mai devreme. De asemenea, obezitatea, fumatul, există și o predispoziție genetică în acest sens și ține și foarte mult de, știu eu, stilul de viață, adică ceea ce facem noi, cu ce ne ocupăm, cu ce lucrăm. Aceste hernii, în special cele la nivelul coloanei cervicale, apar deseori la pacienții care își petrec mult timp în fața calculatorului, fără să facă pauze frecvente.